Polițiștii de la rutieră fac cu greu față evenimentelor rutiere din județ, dar și acțiunilor menite să prevină accidentele. Principalul motiv este lipsa personalului. La acest moment, doar 75 de oameni ai legii supraveghează traficul rutier. Schema este completă, din păcate ea este dimensionată la nevoile anului 2010. Adică trebuie să ne conștienți cu toții că parcul auto crește de la an la an, noi a rămas aceeași ca număr, iar infrastructura, consider că suntem de aceeași părere, nu ține pasul cu creșterea parcului auto. În total, pe poliție rutieră în județul Olt, suntem număr de 25. Efectiv în teren și un număr de 75 de lucrători la nivelul județului Olt. În timp ce numărul polițiștilor de la rutieră a rămas aproape identică acum un deceniu, problemele din trafic au crescut foarte mult. În primul rând, datorită dublării parcului auto și al deteriorării drumurilor. Ce vă pot spune cu certitudine că la începutul anului 2017 erau înmatriculate pe raza județului Olt 107.000 de vehicule, iar la sfârșitul anului 2017, 117.000. Deci, practic, într-un an de zile, parcul auto a crescut cu 10.000 de vehicule. Acum, nu știu, eu zic că este destul de mare, având în vedere infrastructura rutieră. Și clar că în 2018, numărul parcului auto, eu zic că, da, dacă într-un an de zile 10.000 de mașini, nu știu dacă s-a dublat, dar nu am o cifră. Colegii de la Serviciul Public de Comunitate de Regim Permise de Conducere și Matricularea Vehiculor ne pot da o cifră exactă. Dar într-un an de zile s-au matriculat în județul Olt aproximativ 10.000 de vehicule. Conducerea IPJ Olt a solicitat și va continua să solicite modificarea schemei de personal astfel încât ea să corespundă condițiilor actuale. Pentru o cât mai bună gestionare a problemelor din trafic, ar fi nevoie de creșterea numărului de polițiști de la rutieră cu cel puțin 20%.